Ivan, salut tout le monde, hola a todos, eu sunt George Tănase și voi urmăriți ZigZag, singura emisiune internațională în limba română. Dragilor, vreau să vă avertizez de la început că acest episod vă poate afecta emoțional dacă nu-l urmăriți cap-coadă. Este foarte periculos, conține foarte multe informații dure. E genul de episod care vă poate aduce 7 ani de ghinion dacă nu-l distribuiți cu prietenii. Așa că aveți grijă, deja ați dat click. Nu vă mai puteți întoarce înapoi. Glumesc. Invitatul meu de astăzi este un foarte bun prieten. Ne știm de aproximativ 8 ani. Noroc cu Facebook-ul că îmi dă reminder. Este unul dintre cei mai talentați oameni pe care îi cunosc. Semn că ar trebui să mai ies și eu în lume. Imită personaje, conduce tir și e dispus să facă orice reclamă. Doamnelor și domnilor, Ionuț Rusu. Oh, termină, mulțumesc. Te-ai pup, te-am nimerit la aia. Salut. Cu reclama. La aia cu reclama, da. Orice pentru bani. Și prezența aici. E deviza ta în viață. Orice pentru bani, da. 8 ani de zile, Ionuțele. Tu îți dai seama? 8 ani avem de când... Da, 8 ani. De când ne-am prietenit pe Facebook. Îți mai amintești cum ne-am cunoscut? Îmi amintesc cine a scris primul. Nu mai știu cine a dat. Eu ți-am scris primul, ca orice bărbat adevărat. Ah, tu mi-ai scris și după aia ne-am întâlnit, nu? Da. Că am venit eu special de la Gheorgheni. Da, ai venit. Mă prefăceam eu că am job aici ca să vin. Dar tu știi că mi-ai luat primul job de sub nas? Nu știu dacă îți mai amintești. Eu am dat la un moment dat casting la Cronica Cârcotașilor. Avem voie să zicem aici? Da, normal că avem voie să zicem. E liber, e online. Am dat casting la Cronica Cârcotașilor și mi-au promis că o să mă ia din toamnă. Cel mai fericit am fost, s-a întâmplat lucruri. Și din toamnă te-am văzut pe tine pe post. Te-am urât din tot sufletul meu. Da, ai văzut ce bine mi-a mers. Deci aveam... Eu mergeam din pasiune pe tir, adică mai mergeam așa ca să... în vacanțe. Mie nu mi-au promis nimic. Nu, dar ție nu ți-au zis de mine? Mie mi-au zis doar te sunăm noi. Exact, erau la modul... Da. Te sunăm noi. Și te-au sunat. Și m-au sunat pe bune, da, după 2 săptămâni. Și pe mine nu m-au sunat. Da, meritat, da, mai ales că am venit pentru tine din Gheorgheni, special în timp ce eram la emisiune. Da. Și mi-am aminte că la prima întâlnire ți-am avut și o femeie frumoasă alături. Da, da, da. Pe Iuliana Pepene? Iuliana, da. Da, ți-am adus. Prima femeie frumoasă pe care am întâlnit. Și cred că și... Da, nu, nu. Da, da, mă rog. Da, poate una dintre cele mai frumoase prezențe de la noi. Da, 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 o femeie deosebită. Și pe această cale Iuliana. Și te-am intimidat. Mai știi când stai cu mâinile între picioare? Stai așa cu ele și îți tremurau... Atunci am cucerit-o, da. Și acum stai la fel. Mi-a zis. Ești tot în prezența unei femei frumoase. Eu am crezut că de la Iuliana era problema, dar de fapt e de la mine. E de la... Eu te intimidez. Pe mine m-ai cucerit, vreau să spun la început, și chiar avem și noi avem un video împreună cu personajele, așa, Botezatul, era ceva ce nu mai văzusem pe piață, făcut atât de bine. Da. Raduile, dacă nu mă înșel. Da, Raduile, fusese da. Primul. A fost... Primul personaj. Și mi-a plăcut foarte mult cum te filmai tu la început cu o cameră, deci ținea așa telefonul, o cameră VGA, dacă vă mai amintiți voi, o cameră cu care mai mult auzeai decât vedeai. Și te filma de aici, de sub gușă, și vedea personajele așa și vedeam doar niște nări care se umflă. Da, culmea, mergeau mai bine decât acum. Efectiv, făceau mai multe view-uri. Acum investesc în aparatură, în toate chestiile și... Bine, nu mai e nici Facebook cu ce a fost. No, s-a stricat. S-a stricat. Cavama s-a stricat. Cavama, nu mai. No, sunt mai. Oamenii care erau înainte. No, no, no. Acum sunt pe Facebook în Bulgaria ăștia. Mai știi perioada aia când filmam noi sketch-uri împreună și la un dat eram dezamăgit că făceam, nu știu, 100.000 de vizualizări în 6 ore, e puțin. Da, era un eșec. 100.000 da, de vizualizări. Da, da, da. Dacă nu trecea de milion... Da. Da. Și noi efectiv stăteam în Berceli, în Jilava, da. Vai de capul nostru, știi că mâncam țigări și pâine, ține. Da, ăsta era meniul. Da, meniul zilei, țigări. Ce mâncam azi? Pâine cu țigări și cu apă. Ca la Revelionul ăla când am fost noi, când n-am fost noi la Revelion. Aveai tu toate bolile din lume. Da, 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 aveam o extorsiune de boli în mine. Tot, tot, aveai 15 probleme. Operații și da. Eram doar noi doi, fără nimic în casă. Da, am rămas în casă, mi-au cam aminte, aveai tu un apartament închiriat în Jilava. În Jilava, în partea elaltă de zid. Dar în Jilava liberă, adică să nu se înțeleagă că făcuse o infracțiune. Ca să... da, da, era în Jilava cu Coco. Stăteați voi doi, tu și Coco, în chirie împreună, cum a stat toată viața. Mă 100, mir că acum s-a debarasat de tine. 110 euro. 110 euro. Și la un moment dat până și Coco ne-a părăsit de acel revelion, s-a dus la părinții lui. Exact, da. Și noi am rămas singuri în apartament, fără nimic de mâncare. Nimic de băut. Nimic de băut. Dar noi am zis, du-te, mă, descurcăm. Ne descurcăm noi la 5 după amiază, când se întuneca iarna. Da, era rău. Tu tușeai ca un ogar și era singurul sănătos din apartamentul. Mai mult am plecat, că mă plictiseam de tine.
Și eu am venit după tine. Și l-am sunat pe Coco, bă, du-mă la părinții tăi, că-s mai distractiv, și am mers până la urmă amândoi. Când i-ai certat un nepoți. A, da, ne-am dus la părinții lui Coco, unde aveau de toate, toate bucatele pământului, salată, băuf, tot ce pregătești. Tot ce n-are masă. Coco. Tot ce n-are Coco. Și la un dat a venit un copil, povestește tu, că tu îți mai amintești mult mai bine. A venit un copil, nu știu, voia să treacă de tine. Erau niște copii mai năzdrăvani, dar voia să treacă de tine, bă, la masă, tu erai așezat cu scaunul cumva pe culoar. Da. Și dădea în tine, nu zicea. Da. Mamă, și când l-ai luat, ce, cum procedezi aici? Te-ai ridicat tu la el, ce e asta? Tu, ai părinți? Da. Te-au educat? Părinții tăi există, au capacitatea asta de a te educa? Mi se pare că ești un mojic și un nesimțit ordinar. Mojic? Oh. Te-ai aruncat. Am aruncat și de la mine. Era chiar așa, era așa citit. N-aveam alte cuvinte. Da, i-a zis. Mie, dacă nu îmi vei cere voie să treci pe aici, nu vei trece pe aici, ai înțeles? Și mizerabilule. Ești ultima flecmă de copil. Ieși afară! Părinții acolo. Mătii de nenorocit. Ultima seară de copil. Nici liftul nu te... Da. Și erau părinții acolo, asta era amuzant, dacă nu erau părinții și eu făceam așa, erau părinții. Da, știu, un puternic. Și, păi nu cu un copil, până la 11 ani am curaj cu ei, de acolo nu. Și părinții de față se uitau la tine cum efectiv îi dădeai o lecție de Leonidas copilului respectiv. Parenting, pentru că eu la 22 de ani știam să lucrez cu copii. Da, și a cerut voie după aia, și a cerut și scuze. Și eu cred că o să fie traumatizat și la un moment dat o să vină la un podcast și o să povestească asta. Băi, îl mai știți pe George Tănase? Bully. Nu. Era un băiat la un moment dat care făcea și dregea și uite așa. Deci am ajuns să cerșesc în gară în Suedia din cauza lui. Dragul meu, noi am petrecut foarte mult timp împreună, ne știm foarte bine. Am mers în multe petreceri de revelioane, de ziua ta, de ziua mea și am ascultat diferite genuri muzicale, aș putea zice. Da, de la rock alternativ, da, la exact. Manele alternative. Mereu ne-am completat. Eu am venit cu niște informații, tu cu niște informații. Tocmai de aceea astăzi ți-am pregătit un test și nu un oarecare test. Ți-am pregătit un Manelo test. Ah. O să-ți dau câteva... Dar eu nu le știu, frate. Să vedem dacă le știi, nu știu. Nu, dar nu ai ascult. Ai fix așa, 10 întrebări, fiecare valorează un punct, la final îți dau o notă, în funcție de câte manele ghicești. O să, adică ideea e că nu le știu, dar o să încerc să le nimeresc. O să dau răspunsuri doar la nimereală, inventez eu niște versuri. Că nu ascult. Sigur, da. Nu ascult. Nu consumă, da. Nu ascult așa ceva. Fii atent. Prima, tu trebuie să completezi versul. Așa. Zici următorul vers. Nu vreau banii tăi. Băi, cred. Nu sunt sigur. Nu sunt pe interes. Nu? Că bănuiesc că asta urmează logic. Așa. Sărac de-ai fi fost, bănuiesc eu. Așa. Eu tot pe tine te-aș fi ales, jur. Adică dacă erai sărac... Copilul de aur, Laura Vaș și Șușan, nu vreau banii tăi. Bun, habar n-ai cine să știa, dar mă rog. Ok, următoare, îți dau ceva mai greu. Te iubesc oriunde ai fi. Băi, varianta logică este de 1000 de ori pe zi. Altă variantă? Și cu o variantă te iubesc și n-ai ce-i face, parcă, nu? Da. De ce? Că la tine totul îmi place, că așa ar zice orice om. Dar e manea asta? Da, da, este o manea al Florinel cu Ioana și Habar pe AJ. Da, Habar da, da, n-avea. Nu știu. Play AJ, mi se pare că sunt trei cântăreți care cântă la fel, e Play AJ, Șușanu, da? Și Mr. Juve, sunt la fel. A, Play AJ nu era Mr. Juve cu Șușanu? Vezi dacă nu știu din domeniu. Ok, așa. Următoarea. Băutură și manele. Băi. E grea. Doamne, ce compoziție. Ce alătura de tembele. Și femei de 7 stele. Nu mai departe nu știu. Băutură și gagici. Nu aș mai pleca de aici. Ok, e greu. Deci nu pot. Ai 3 din 3. La asta trebuie să... Pentru că asta nu mai e din refren. Nu mai e din refren și aici o să te induc în eroare. La masă sub umbreluță. Ah, e greu, cred. Când? Vara asta că se poartă guță? Nu așa era? Stai. La masă sub umbreluță. Așa începe. Vara asta că se... Că ceva cu guță, că se cântă guță. Nu mai, okay. Gata, punct ratat. Vara asta te servește guță. Nu o să mi-o iert niciodată. Doamne, nu o să te mai iau cu mine. Iartă-mă, că uite ce faci. Iartă-mă. Următoarea. Și poliția să vină, n-are ce ne face. Băi, jur că pe asta o știu, dar nu mai știu. Și poliția să vină, n-are ce ne face. Ceva. Bem ilegal de mult. Petrecem valoare, nu? Și... Bem ilegal de mult. Zic eu. Și poliția să vină, n-are ce ne face, ne duce la secție și ne lasă și în pace. Și ne lasă în pace, bă. Ai greșit, plătește-o. Ai greșit, dar nu te pot uita. Ok, hai că mai am câteva. De acum încep și mai grele. N-are, ai zi, oricum eu... De vreo 2-3 ani de zile. Raptai, lai, lai, lai.
Sunteți cu ochii pe mine? Rattai la ela, la ela? Da, vreți să aflați secretul meu? Ce aveți cu norocul meu? Asta-i... O, Doamne! Nu mai am nicio șansă într-o instituție serioasă cu acest... Adio reclame, o să se dezică foarte multe branduri cum au mai făcut de alte. Mă noroc pe Buhnici că am mai atras atenția acum. Fii atent, mai am. De ce ai doar două greșite până acum? Bună, sexy, bine dotată. Măi, asta îți dai seama că o știu pentru că am avut și diverse concerte. Noi am avut coreografii pe melodia asta. Da. Da, cum... Și atunci când dansezi, parcă zici că ești posedat. Zici că ai direct pe dracu în tine. Hai, vino să te pupeșu și să te faci bine bun. Mamă, îl face senzațional pe Șușanu. Îmi iau aminte că noi când petrecem ele Șușanu, eu sunt Florin Salam. Și Anis e oricine altcineva. Și Anis e o fată Anis care dansează. Anis e o femeie care dansează din videoclipuri. Bun. Deci ai nimerit-o și pe asta. Stai rău. Și dacă îmi vine mie la cap nebunia... Aici ți-am zis, e o variantă inerentă, cumpăr toată România. Da? Așa ar zice oricine. Random. Pur și simplu. Asta îți vine în cap prima dată. Băi, ești bun. Sunt. Ești bun. Nu, în orice competiție mondială. Dacă ar exista un campionat mondial pentru asta... Păi eu cred că cu această rubrică o să dăm idei. Doamne ajută. Și eu cred că o să se facă și în state. O să fie prima dată când fură ei de la noi, nu noi de la ei. În sfârșit. Am fost și vom fi o legendă vie. Bine, eu mă prefac că mă gândesc, că le știu din start. Am trecut prin multe, dar lumea nu știe. Aia-i, mă! Asta am și făcut multe beții și n-aveai cum să nu știi. Asta e da de băieți. Am știut în viață cum să ne impunem. Și în vârful piramidei, pe asta de la Coco știu. Da? Când plângea el după frate-su. Nu dăm detalii, plângea după frate. Dar plângea. Fii atent, ultimul punct, la fel ca la bacalaureat, e diferit. Partea a treia, cum ar veni, numai că la noi e partea a doua. Tu trebuie să-mi dai un exemplu de o manea în care regăsim un oraș vizitat de mulți turiști. Nu contează. Că e oraș, poți să zici cu țară. Păi direct îmi vine, nu mai zic. Îți vine? Saint-Tropez. Ok, bun. Hai în vacanțe. Pe la Saint-Tropez, prin America și prin Asia. Că trece viața. Le-am învățat înainte, mi le-a dat înainte. Mi-a zis, e regizat. Nu le știu. E regizat totul. Da. Și dacă ar fi alta, ți-ar mai veni vreuna? Pentru că văd că ești foarte bun. Un altă oraș? O altă, da. O altă manea cu... Casablanca e foarte folosită. Cum e Casablanca? Nu știu. Sunt mai multe de Casablanca. Mai multe manele cu Casablanca? Era aia cu vreau să mergi cu mine în Casablanca să te sărut cum n-am mai sărutat pe alta. Asta e una. Așa. Cred că e... Cum îl cheamă? Asu. Asu e. Așa. Asu cu cineva. Poți să cauți, că nu e. După lejer. Casablanca e un super oraș. Ok. Vrei să-ți mai dau eu două, trei indicii? Mai e, nu stai că mai sunt vârtoapele. Vârtoapele, e o manea cu vârtoapele? E cu hai oțelul, dacă vrei. Ar fi tare cu vârtoapele, să fie cu localități din astea foarte platonești. Pâncota. Hai cu mine în Platonești. Hai la Pâncota, să-ți faci viața, Asta merge cu Pâncota. Să aproape. Așa, nu mai știu. Sau mai știu? Mai știu, dar nu vreau. Bravo, Ionuț, atunci nota ta de manelist este 8. Bă. Te încadrezi, puteai mai bine. Ai fost foarte aproape să fie 9. Da, a luat cineva 10? Ești primul... care a participat. Ești primul care a participat la manelor. Deci n-a luat nimeni. Așa că ești pe locul întâi. S-ar putea în viitor să fii detronat, dar rămâne de văzut. Dragule, am căutat pe Google numele tău și am încercat să găsim prima poză. Cu viceprimarul din Constanța. O să vedem cine e Ionuț Rusu. Iar noi am găsit următoarea poză. Nu știu dacă e exact prima, dar ne spui tu de când ești și cum e. Hai de capul. Îți amintești tu? Da, eram un rapper de succes. Aici chiar la o filmare eram. Așa? Că deja mă apucasem de filmări și filmasem o parodie la Pimp My Ride. Dacă știi tu emisiunea. Conceptul din afară. Cu... Da, în Gheorgheni am filmat-o cu o mașină vai de capul ei împinsă, dar a ieșit prost. Ideea bună. Îmi plăcea ideea. Dacă aș face-o acum, aș face mai bine. Și cu actori din Gheorgheni, mă rog, actori. Prieteni. Cu oameni liberi de la muncă. Un polițist era, un jandarm. Da? Și m-au ajutat să filmez asta. Dar ne cunoșteam, cred că, deja. Ne cunoșteam. Ah, când ai plecat, tu mi-ai zis că mă duc cu tirul și apoi mai am și o filmare. Leg și am imediat. Și o filmare, da. Eu așa cum? Le fac. Tu aia, legai o cursă cu tirul, imediat o filmare. Un palet de apă cu o filmare din asta. Și cam în ce an zici că e? 2015. 2015, aha, deci se putea să căutăm și mai vechi. Am găsit chestii și mai compromisătoare. Frate, pe High Five am din alea cu... Aruncăm între la mână, și... Da, cu mâna ruptă și toate, niciun cuvânt nu e scris cum se scrie el. Da. Kappa, M, ochiupat. Ochiupat, da. Azi, da. Mă doare... Dar tu ai poțin, știi? Și eram așa cu mâna în ghips când mi-am rupt eu mâna la Scandenberg. Să te-ai vreodată la poze așa, ca băieți?
Stăteam că atunci eram obligat cu mâna. Așa stătea aia. Tu ți-ai rupt mâna... La Scandenberg. Cum? Băi, eu eram una din spaimele școlii. Nu, ideea e așa, eu bătusem la Scandenberg, eram clasa a noua, cred, și bătusem niște copii de-a patra, ceva e genul ăsta. Și am prins încredere și atunci l-am provocat pe cel mai puternic de la mine din clasă. Pe ăștia care erau mari, se mai și luau de noi. Și ai zis, gata, îmi fac rușinea școlii, cum ai văzut în filmele americane. Exact. Bă, fii atent aici, hai încoa. Și el era, bă, nu cred că, hai încoa, mânca mea. Și a venit și cred că a durat 12 sutim de secundă până mi-a rupt mâna, ceva e genul ăsta. Ți-a rupt-o la modul, ți-a dat-o peste cap, peste... Da. Ma. Și ai stat cu ea în gips. Am stat cu ea în gips, nu mă credea nimeni că e ruptă atunci. M-am dus la toți profesorii, mă duc la spital să termină, te cași pe tine. Și m-am dus, m-am operat, a fost cu operație, n-a fost așa, mi-a băgat șuruburi în ea. A fost o amintire foarte frumos. Și acum mai ai șuruburi pe tine? Mai am operație, dacă se vede. Ah, operație. Că, dați un zoom pe operație. Probleme. Fii atent, ne-am uitat pe Google și am găsit și un articol interesant despre tine. Fii atent. Vai, sunt de alea. Ce i-a transmis Denis Rifai cu Ionuț Rusu? Să te văd acum. Nu știu dacă ai citit acest articol, nu știu dacă ai căutat. Cauzi numele tău pe Google în mod normal? Rar. Adică o dată la două zile, dar nu prea, cam o zi ratez. Ar trebui să-ți aduci aminte de întâlnirea cu Denis Rifai. Pe aia mi-amintesc, da. Încă... Cum a fost? Încă am... Încă ai sechele? Încă mergi la psiholog? Încă mai visez. Mi-amintesc strângerea de mână. Aia a fost primul semn. Când mi-a strâns mâna și carpienele. Carpiene sunt în mână, nu? Sau, da. Tarsiene, metatarsiene, carpiene. Metacarpiene, cred că tarsiene de la picioare, da. Nu, știu, am auzit. Mi-au pocnit, efectiv, toate când m-a strâns de mână. Mi-au pocnit toate. Și ți-a luat sufletul prin ochi? Da, m-a speriat foarte tare, m-a speriat. Da? Dar tu privirea. Nu te așteptai să vină în emisiune? Eu văzusem pe aici, înainte de emisiune. O văzusem pe afară. Dar zic, n-are cum. Și nu zice... Cred că Bursu, cum zisese, bă. Așa? Vezi că... Da, atât. Vezi că... O să... Și nu l-ai crezut pe Bursu? Ba, da. Crezut, zic, mamă, bine. Nu, efectiv, m-a luat nepregătit. A început să bată un vânt rece înainte să intre? Ai simțit un fior că păi se ridică? Nu mai zic nimic, mi-e frică. Ok, zi tu! Denis e colega noastră și e o fată minunată, crede-mă. Eu am văzut-o și în contexte... Da, a fost foarte simpatică. Nu, pe mine m-a sunat într-o zi, înainte de asta, mă sunase un număr și mă sună și îmi zice, bună, Ionuț. Păi și mi-am dat seama din start. Să zic, bună. Și mă întreabă, ești de cine sunt? Băi, știam, dar jur că am zis că nu, doar ca să-mi zică acel să-și prezinte ea numele cum face. Și zic, nu știu, cine e? Și zice, sunt Denis Rifai. Da, știam, doar am vrut să aud chestia. Și a fost... am povestit vreo oră. La telefon? Am oră, da. Și ce ați vorbit o oră? Băi, de tot, efectiv, de familia mea, de trecutul ei, tot, absolut. Na. Știu toate detaliile. Nu o să ți le zic. A, rămâne între tine și Denis, este clar, rămâne între voi. Nu știu ce, da, am discutat niște lucruri intime. Mamă, eu de când sunt în canal n-am avut o oră cu Denis Rifai adunat. Eu am și stai că aveam treabă, că mai dura. Tu aveai treabă, tu iei închis telefonul lui Denis. Da, am început eu. Da, păi, mă, stai că mă sună taică-mea. Hai că te sun eu, Denis, mă sună taică-mea. Du-te, bă, de aici. Nu, ne-a zis. Niciodată. Am stat până avea ea treabă. Să zicem că avea și ea o oră liberă. Avea și ea o oră liberă și atunci. Bine, dar ți-amintești articolul ce a spus de tine în presă? Nu, dar nu știu ce a zis. Nu știu, a zis în presă? Eu țin minte doar ce s-a zis pe TV. Atât. A zis în emisiune, mă rog, și presa a preluat. Nu mi-amintesc. Tot timpul imitația este mai bună ca originalul. A reacționat Denis Rifai pusă față în față cu Ionuț Rusu, comediantul care o parodiază în mediul online. Întâlnirea a avut loc la Teo Show. Deci a zis de bine. A, că e mai bine decât ea, practic. Da, cumva. Deși nu știm dacă ea chiar crede. Băi, să știi că am primit un feedback foarte bun, mai ales la aspectul feminin. Am primit un feedback. Deci, ca să înțelegi, mi-au scris mai mulți bărbați după această parodie decât femei în toată viața. Serios? La corpul meu real. Care arăți mai bine ca femeie? Da, dacă arăt genial. Și femei. Băi, ești bine. Ia în calcul. Dar și eu când am jucat, când am făcut rolul împreună și eram Jador, eu când am sărit în brațele tale ai în sketch, am simțit reacții, da. Ai simțit, nu? Te-am luat un pic și am simțit acolo că... avea loc o magie în pantaloni. Am simțit un pic de chimie între noi.
Bine, deci am lămurit. Sunteți ok, acum tu cu Denis sunteți ok, adică... Cred, am mai vorbit. Nu te-am mai sunat o oră. Nu, n-am mai vorbit de atunci. Nici n-ai știut să reacționezi, adică tu ai ținut o oră, tu trebuia să te faci mai devreme ca ai treabă ca să păstrezi interesul ăla, să păstrezi misterul. Dar eu nu știu, eu epuizez tot, sunt genul care efectiv suge tot. L-am figurat. Da, asta spune multe despre tine. Fii atent, am mai căutat pe internet și niște comentarii, ești genul de om care are hate? Nu. No. Nu, no, frate. Nu. Așa un pic la bisericuțe, dar în rest nu prea pățesc. Nu. Dar ce părere ai despre hate în general așa? Despre oamenii care dau cu hate? Băi, mă amuză foarte tare. Eu chiar sper să iau mai nou. Înainte mă deranja, dar acum chiar sper. Și sper la din astea cât mai inventive ca să le postez. Mi-mi place să le postez, să-i promovez pe oamenii care dau cu hate. Să avem din ce în ce mai mulți. Pentru că e distractiv, așa când e totul. Mamă, genial. M-am prăpădit de... Okay, da. Și după ce îi postezi, ei îți scriu înapoi, gen, că poate văd story-ul respectiv. Nu mai scriu? Unii mai scriu, îți cer scuze. Dar eu nu le postez numele, că nu vreau să intre oamenii și să-i bombardeze, știi? Doar la unul singur am postat, că m-a enervat, efectiv, îmi dădea mesaje la fiecare 15 secunde. Ceva Rocky Mirese Brezoi, ceva e genul ăsta. Așa îl chema, Rocky Mirese Brezoi. Dar în rest nu le-am dat numele. Mm-hmm. Dar e amuzant, e mișto să le postezi. Bun, păi hai să ne distrăm și noi, că avem câteva comentarii. Uite, primul comentariu. Semeni cu Macaulay Culkin în dormitor la Michael Jackson. Asta e amuzant. Asta e chiar amuzant. Și chiar semeni. Și chiar semeni. Și nu e, până la urmă, ăsta nu e un invectiv. E un compliment. Că semeni cu Macaulay Culkin. Pe și da, în dormitor la Michael Jackson. Perioada lui Macaulay Culkin, perioada recentă... Acum, dar umblă și acum în dormitor la Michael Jackson. Probabil că uite ce dormitor urât. Mamă, da. Vezi că maică mea l-a pregătit, maică mea pregătește mereu dormitorul când merg special. Niște... E dormitorul tău? Scuze, chiar credeam că e al lui Michael Jackson. Pentru că eu așa am crezut că are Neverland. Face roșu mereu pentru băieți, îmi face chestii când mă duc acasă. Tu ai dormitorul roșu acasă? Da, nu, mereu e diferit când mă duc. Vezi că maică mea e designer. Mereu mă așteaptă cu altă draperie, alt fel. E foarte... Și acum, ultima dată, cum l-ai avut? Mov. Săptămâna trecută am mers, era mov. Dar am orice răsfăț. Ai avut și fucsia? Și fucsia, da. Dar maică-mea, efectiv orice fac acasă, acum, după ce am devenit mai cunoscut. Viral? Orice pot să fac. Deci pot efectiv să electrocutez pe soră mea, la modul, lasă-mă, eu. Omul e artist, îți dai seama. Trebuie să-l așteptăm cum trebuie. Omul e artist, de-aia te-a electrocutat. Dar las, stai și tu în comă un pic și trebuie. În sfârșit, o mașină care te reprezintă. Aici are dreptate, serios. Chiar are dreptate. E o mașină lângă care îmi stă bine. Lângă mea nu îmi stă bine. Nu? Nu, adevărat, nu te cred. Da, nu, mereu când pare așa un impostor. Când văd Merțan și fața ta, da, pare că te-a ajutat cineva. Când eu iau înapoi aia, da. Când naiba eu iau înapoi. Dar cu Cielo? Eu mereu am visat să am Cielo. Am visat când eram mic. Știu că, și uite, are și numărul rap. Sau ceva din ăsta. 33 rap. 33 rap. Asta e. E la mecanici, când filmăm mecanici. Te ajută. Fața te ajută, se potrivește perfect cu jantele. Cu jantele. Dar când eram mic, aveam o colegă de clasă care avea bani și noi aveam bunici în aceeași localitate. Și mereu mergeam cu ei cu mașina, dar la un moment dat ne-am luat și noi o Dacia. Da. Și îmi zice, veniți cu noi la bunici un weekend? Și zic, nu, că avem mașină. Aia e mașina? și paroganț. Da, și zic, da, păi ce? Ai putea să vii cu noi cu mașină? Păi zic, e aceeași mașină. Nu e aceeași. Am mai curat? E Cielo. Mi-am luat Cielo. Da, mi-amintesc că aveam și eu genul ăsta de... Băi, Cielo, dar era efectiv. Era ceva să... Era magnific și mergea într-un mare fel. Mai avem un comentariu, poate ăsta te atinge mai tare. Hai cu ceva... Reclamă la păcănele. Chiar atât de mare e foamea? Da. Sinceritate level 100. Da, frate, nu. Ai făcut reclamă la Vici, Ionuț? Oho. Vrei să zici că cele mai bine plătite reclame de pe piață? Frate, nu, mă regăsesc în ele. Nu, băi, da, sunt cele mai bine plătite. Dar nu le-am băgat oamenilor pe gât. Doar le-am arătat că există, dar știau. Nu-i ca și cum nu știau. E vreun viciu la care nu ai face reclamă? Aici includem droguri? Orice. Bă, îți dai seama că la droguri e 1.000.000 de euro dacă faci. Adică iei 1.000.000 de euro. Deci dacă îți dau acum că știu 1.000.000 că de euro... Eu când transportam cutirul, luam... Nu. De... Ok, asta o să fie primul articol în presă din acest matin. Eram sigur. Da, ai lua 1.000.000. N-ai face pentru 1.000.000 la un drog ușor. Bă, asta e ca aia, pentru câți bani ai, știi?
și eu tot încep să scad. Când văd că tot cresc casele, eu încep să scad prețul. Păi, m-aș vinde bărbaților pentru foarte puțin bani acum. Un drog de ăsta minor, nu un drog, nu știu ce droguri sunt care nu afectează. Vrei să zici unul verde? Unul verde, da. Unul verde, am înțeles. Oricum lumea știe de el. Am. Dar la el n-ai luat așa mult. Dragul meu Ionuț, am și câteva întrebări pentru tine, la care te rog să-mi răspunzi cât poți de sincer. Te rog, da. Dacă vezi pe stradă pe cineva pe care îl cunoști, dar nu îl suporți, încerci să-l ignori? Nu. Nu, o să-l salut nesuportându-l în continuare. Adică îl vezi, el poate nu te observă, te duci la el să-l saluți? Da? Mă prefac că îl suport. Și cum te prefaci tu când nu suporți pe cineva? Păi stai să mă gândesc așa, pe cine nu suport. Așa, pune-ți o țintă, hai că știm amândoi, dar nu dăm aici. Nu, chiar n-am, nu. Da, dacă ești și femeie și mai bine. Nu mai am ranchiunile astea, serios. Știu că faci terapie, știi că faci terapie. No. Dar să zicem că trece o femeie frumoasă. Brunetă. Și decoltată. Poate să fie și blondă, poate să fie și roșcată, nu contează. Dar eu nu am prea... E invers. Să știi că eu pățesc invers. Da, știu. Că tu ești cel hate-uit, de regulă. Eu chiar, da, eu sunt ăla hate-uit. Pe mine nu mă suport oamenii, nu eu nu-i suport pe ei. Dar în rest, eu îi cam suport. Și nici nu, când mă supăr pe cineva, mă supăr o zi, două și când începe să se poarte frumos cu mine, uit. Sunt exact genul ăla. Adică dacă tu azi m-ai țepuit cu 5.000 de euro... M-ai făcut în ultimul hal și mâine te comporți frumos cu mine la o cafea. Bă, ce băiat ești. A treia zi am uitat tot. Tot. Nu mai am. Deci nu ești de la care ține minte. Iert, dar nu uit. Nu, țin minte. Da, uit. Țin minte, da, uit. Țin minte. Scuze, da, țin minte, da, uit. Nu, ideea e că țin minte, dar da. Cu toate astea mă bazez pe fapta aia mai frumoasă, știi? Am înțeles. Adică după deci aia funcționez. Te bazezi de fapt pe ultima faptă. Pe ultima faptă, da. Ce mi-ai făcut ultima dată? Și mă duc îl salut dacă nu suport. Bine, dacă nu mă suportă nici el, nu mă duc. Ideea e dacă mă remarcă sau nu. Mă remarcă? Nu te remarcă. A, mă duc? Nu, n-am plecat. Te duci? Am plecat, da. Descoperi o mantie invizibilă. Pe cine spionezi? Opa. Știi, mantia din Harry Potter, o pui pe tine, nu te vede nimeni. A, pe cine mă duc să văd? Da. Pe Denis Rifai. De ce? Nu știu, am văzut acum un articol în Cancan. Așa. Cu ea la cumpărături, cum avea ea pantalonii prea scurți. Nu știu dacă știi, dacă ai văzut articolul. Nu. Și nici n-am văzut un pantalon scurt. Trezește imaginația. Sunt foarte scurți. Wow. Extrem de scurți. Dar ce era crezi că face Denis acasă în intimitatea ei? Păi asta e. De asta vreau să spionez. Nu știu. Dar da, aș spiona-o. Un joc de imaginație așa, dacă ar fi să, cum crezi că își bea cafeaua? Nu știu. Sau... Denis? Pare totul senzual. Bine, imaginația mea e și bună. Da, tot. Pare totul senzual. Pare cafeaua băută discret și calculat așa. Și pare că atunci când o bea, faci... Iartă-ne, Denis, că nu știm ce face. Iartă-mă, Doamne. Și face și lupte, Doamne. Știi că face nu știu ce lupte și antrenamente. Se antrena înainte de emisiune. Da? Mi-a zis mie atunci, da. Am ieșit de la antrenament. Uite, cumva, probabil foarte multe lucruri. În acea oră voi ați dezbătut teme. Nu, asta mi-a zis aici, aici că face când lupte? Am ajuns aici. Dacă face nu știu ce, nu mai țin minte ce sport. Iartă-mă, Denis. Sper să nu te uiți la asta. Așa oricum. O să fie titlul în acest episod. Iartă-ne, Denis. Iartă-ne, Denis, da. Deci pe Denis Rifai, am înțeles. Vrei să afli lucruri adânci. Da, cred că de la ea. Și în rest, cunoscuții mei toți, îți dai seama. V-aș spiona pe toți. De ce? Ce nu știu, efectiv. În baie, peste tot v-aș spiona. Să vezi la orice. În momentele alea când vă taie burta, ales, vreau să vă spionez, să vă văd exact partea aia urâtă. Știi? Serios. Vrei să vezi fețele alea, vrei să vezi un om, da. Și mai ales frumușei. Vreau să-i văd pe frumușei. Păi care? Decât când... de la noi din gașcă cine? Da, noi nu prea avem așa. Da, zic, te duci la Victor Slav, te duci la Bianca. Victor Slav, Vlădău ăștia vreau să-i Vlădău? Văd. Vrei în ipostazele alea. În ipostazele. Și ei poza sau ceva? Ei poza să ai... Nu, la mână? Nu, doar vreau să-i văd. Doar să vezi. Ca să vorbesc altfel, să mă raportez altfel la oameni când vorbesc cu ei. Asta e după aia la mișto. Da, bă, că te-am văzut eu cum te când aveai de atute de aici. Ai scos vreodată de la urmăritori o celebritate care la rândul ei a renunțat să te mai urmărească? Nu, dar am scos o celebritate care a renunțat să mă urmărească de la început. N-a vrut deloc, adică nu mi-a dat follow back. Ce? 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 Nu, sunt multe. Multe? Da. Și poți să ne zici un nume, măcar un prenume? Stai așa să mă gândesc. Un prenume, că dacă zici Maria, Ioana, Ionela, nu o să știe lumea. Dar nu mă, că vă zic, n-am nicio problemă. Mineli. Mineli nu mi-a dat follow. Mineli nu ți-a dat follow? Direct, am follow. Și ai dat unfollow? I-am dat follow de două ori, ca să vă zic, n-a văzut prima dată.
Cine mai fost? Stai că mai sunt. Dar le zic pe toate. Zile, dă-le, Ionuț. Dă-le. Așa, Minel Iona. Cine mai era? Andra, da, i-am dat Andrei. I-ai dat unfollow Andrei Măruță? Da, știu eu, în păcate. Așa o să înceapă articolul. I-a dat unfollow Andrei Măruță. Andrei, da, da, da. Așa? Așa. Antonia? Oh, i-ai dat unfollow Antoniei? Da. Oh my God. Nu, o să merg în iad, clar, adică o să Dar urmărești în secret, recunoaște. Sunt un păcătos. Adică nu, mi-apare oricum, mi-apare peste tot și la recomandări. Like. Am văzut că îi dai like. Nu-i dau like, nu. Îi dai like, Antonie? Nu, știu că își dorește și jinduiește după el. Închis toate portițele, tot, nu mai nicio șansă. Nu-i dau, dar lui Velea îi dau. De Velea îți place? Velea mi-a dat follow. E băiat. Și mie, super băiat. Dar nici mie nu mi-a dat Antonia dacă te încălzește și nici Andra Măruță. Și nici Mineli și foarte multe cele. Dar Delia mi-a dat. Mai ai și alte? Delia, pe Delia i-am zis în față de lui. I-ai zis să-ți dea follow? Da, da, că zicea nu știu ce. Da, bine, și tu pe Insta zic că nu mă urmărești. Hai să nu... Păi da, dar acum vreau să-mi dai follow. Pe radio i-am zis și mi-a dat. Mamă, ce cerșător ești, ce... Da. Ce excroc emoțional. Da, dar dacă te uiți acum la follow, e... E Delia. Delia Ionuț. Foarte frumos. Ai avut vreun spectacol în care siguranța ți-a fost pusă în pericol? Da. Da? Mhm. Târgoviște. Și că am venit cu el pregătit. Așa. Da, la Târgoviște e unul din ele, că mai avut. Așa. La Târgoviște e cel mai periculos pentru că a scos pistolul un băiat la mine. Pistolul? Da, da. Mamă, nici eu nu știu pe asta. Da, eram, păi mergeam cu priză și cu neuronul atunci în perioada aia și era un băiat care nu avea o foarte mare simpatie pentru unguri. Și a scos pistolul și îl mângâia așa. Am intrat pe scenă, n-am zis nimic. Am zis doar bună seara și a zis, eu cred că vrei să te dai jos de pe scenă. Cred eu. Și își mângâia pistolul. Poate era din ciocolată. Nu, era pistol, l-am văzut, cred. Da, era tu ești un mare cunoscător al armelor. Eu da, cu colturi și cu din astea știu exact armele. Da, am văzut filme, frate. Cum și te-ai dat jos de pe scenă? Nu. Pentru că simțeam responsabilitatea. Eram, băi, oamenii ăștia nu-i pot dezamăgi. Am luat niște bani, am semnat un contract, trebuie să mă... Până la urmă e un glonț, cât te poate trage? Eu și dacă e amenințare cu bombă sau ceva de genul ăsta și oamenii ies, eu rămân că am o treabă de făcut. E urât, așa am fost învățat, știi? Așa te-ai educat. Dacă ai promis ceva, o faci. Faci un spectacol, ai promis să stai pe scenă până la final, stai. Știi că e vorba aia, mort copt. Și pe unde mai erai să mai iei bătaie? Stai așa, unde mai erai să iau bătaie? Am un spectacol cu tine odată când am mers atunci în Vâlcea, parcă ții minte, când am mers doar noi doi. Vai, când au venit interlopii. Când au venit interlopii și Coco a mai chemat alți interlopi. Da, a venit de interlop. Coco, același prieten, a venit să ne salveze. De fapt, el nici nu era cu noi și l-am sunat de frică și a zis că sună el pe unul Gianni. Întotdeauna... Nu, el ne-a dus cu mașina lui, am venit și a plecat. Și el l-a sunat pe Gianni. Era acolo. Cu noi, da. L-a sunat pe Gianni când eram eu pe scenă și ziceau ăștia lucruri. După aia au zis ei că glumesc. Că glumeau când făceau heckling din ăla. Da, păi mai sunt oameni care la spectacole au impresia că plătesc un bilet ca să zică și ei niște glume. Și noi ne mai atacăm câteodată și nu știm unde cum să... Am mai pățit, stai, cu Coco tot la Târgoviște, parcă la un bal de boboci, un profesor de religie m-a amenințat. Pistolul? Nu, m-a amenințat fizic cumva și cu băieții. Cu blesteme. Cu băieții, cu sfinții. Fii atent aici. Ai zis că vin cu Sfântul Gheorghe și... Era un băiat într-un training de fâș. Așa. Mov, cred, sau ceva de genul ăsta, care mi-a zis că eu trebuia să fac, doar să prezint spectacolul. Eu nu aveam înțelegere ca să fac și stand-up. Și el mi-a zis, tu faci show aici. Deci aici tu îmi faci spectacol. Am dat banii ăștia, vreau să văd un spectacol în toată regulă. Până la urechi, să mor de râs. Așa. Și zic, da, eu nu am semnat așa ceva. Nu interesează ce ai, ce n-ai. Eu vă știu pe ăștia din București cu toate firmele voastre de impresariat. Eu știu, eu am avocați în spate. Păi, orice preot are avocat. Seama, orice preot în training de fâși și în spate cu avocați. Eu am în spate avocați mari, am băieți, fii atent aici. Și atunci Coco, tot așa a făcut o șmecherie, era acolo, vorbise cu un șmecher din jandarmerie, au apărut jandarmi într-o dată. Că era ăla, m-a așteptat la ieșire să îmi ceară socoteală. De ce n-ai făcut? Data viitoare să iei aghiazma la tine, că și preoții sunt, unii preoți așa, dar unii... Spune-ne trei lucruri pe care le faci când ești singur acasă. Băi, ca orice bărbat. Așa. Gătesc. Da. Citesc. Ok. Și fac. Gătesc, citesc și... Păcătuiești. Și scriu, hă? Și scrii, da. Și împăcat. Foarte, foarte rar. Nu, dacă păcătuiești. Dacă păcătuiești cu fapta, cu gândul, cu ochiul. Cu gândul, cu fapta și cu ochiul, cu toate trei. Cu toate trei deodată. Da, dar e antrenament.
Tu așa îl numești. Adică nu poți după aia să te duci, de exemplu, la meci, când da. Mai ai câte un meci, cu 4 luni, 5 fără antrenament. Că nu. Mai... Nu performezi. Mai iese nimic, îți dai seama, nu mai știi mișcările, nu? Da, așa, când repezi mișcările. Trebuie să te antrenezi acasă și pentru asta. Super. Dacă ai descoperit mașina timpului și te-ai putea întoarce în trecut, ce îi spune lui Ionuț de atunci? Wow, asta e profundă. Ce aș spune lui Ionuț de atunci? Băi, acceptă contractul ăla. Nu știu, sincer, nu știu ce mi-aș spune. Cred că... Să apuce mai repede calea asta. Apucă-te de mai devreme. Du-te la București din prima întâlnire, la Cluj. Că, bă, efectiv, nu te mai întoarce pe tir și iar te duci la București. Mai, sau du-te direct pe tir. Sau, efectiv, te duci 3 ani, plătești o facultate la care n-ai licență. Ești așa prost. E. Adică n-ai licență, tâmpitule. Nu o să o iei. N-ai nicio șansă. Și o să distrugi tiruri în viitor. Nu, cheltui bani lutate degeaba, efectiv, niște ani la Cluj și nu o să faci nimic cu facultatea aia. Foarte frumos. Ar fi un sfat de viață foarte bun. Dacă ai găsit jurnalul... Nu, să nu luați în calcul, faceți facultate. Nu, asta e doar pentru el, da. Faceți facultate și duceți-vă pe tir apoi. Dacă ai găsit jurnalul iubitei tale, l-ai citit? Da, clar. Da, nu am din astea. Ești curios? Da, roade? Da, adică eu dacă aș ști parola de la telefon, aș citi tot, dar nu mă chinui să o aflu. Nu, asta nici... dacă aș avea iubit. A, fata lor, e singur. Da, e... Ce înjurături folosești cel mai des? Păi astea clasice, de când sunt în București cu morții. Morții. Băgameș, așa, băgameș. În orice. Nu știu ce, da. F***te în gură, dar asta e deja de drag. F***te în gură, eu zic unui om care mi-e drag, știi? F***te în gură e deja, nu. Lasă că eu am n-o văzut. Nu spun în trafic. Eu am văzut un f***te în gură când ai clacat. Unde, că nu mai știu. Când la un moment dat ți-am făcut eu și Coco niște farse la filmare și tot nu dădeam rec și tu dădeai tot ce aveai mai mamă, bun ce și te-ai enervat și ne-ai dat un gură și te-ai luat camera și ai plecat ca un copil cu jucăriile. Camera. Și ai zis, plec, bă, lăsați-mă în pace, că nu mai suport, în gură, și ai plecat. Și noi am râs și am râs, până la urmă ne-am enervat noi că te-ai enervat tu. Adică noi da, a fost o ceartă dublă. Ne-am supărat din două părți, nu știu cum eram ambii supărat. Dar și ce mi-ai zis tu, nu știu, și ce mi-ai zis tu, nu știu, da. Era cu camera de filmat. Ce superputere ți-ar plăcea să ai? Superputere? Da. Să... Mamă, de jur. Uite, mie mi-ar plăcea să pot alerga super rapid. Să primesc ce vreau când vreau eu. Să primești ce vrei? Când... Da. Să manipulezi oameni? Nu, efectiv să mi se îndeplinească dorințe. Asta vreau să am super putere. Să fii un duh? Da, să fiu un genie care îmi îndeplinește mie orice. La modul, ce ar merge acum 10 tipe pe un iaht. Și bam, să fac asta. Asta e super putere. Dar știu că nu-ți dorești puțin. Alții visează să zboare, alții visează să nu ridice... Nu vreau nimic supranatural, nu. Ceva realizabil. Ceva ce se pare. Practic, Elon Musk. Superputerea Elon Musk. Bani! Asta zi, mă, asta-ți dorești, bani, am înțeles. Dar instant, că și el trebuie să aștepte, știi? Adică dacă ai nevoie de ceva, să vină colete. Păi și el trebuie să plătească dividende, să scoată banii, e un pic complicat. Da, dar direct. Eu să mă transfer, nu știu, pe un iaht, să mă duc într-un club, să mă duc într-o bibliotecă, direct, instant. Asta vreau să... Ai avut vreun moment în care n-ai avut chef să faci poze cu fanii? Da. Și ce scuză ai găsit? Am făcut. Am o grămadă de momente în care n-am chef să fac lucruri și le fac. Cred că asta m-ar putea defini pe mine, dacă ar exista un slogan. Nu pot. Omul care n-are chef să facă lucruri, dar le face. Da. Spune da oricând. Yes man. Tu ești yes man. Spune da oricând, orice simți. Și da, merge. Nu. Eu mi-aduc aminte un moment penibil pe care l-am trăit împreună. Eram la mare, cred că am avut spectacol sau ceva. Nu, eram în vacanță împreună la mare. Și la un moment dat ne-am dus într-o terasă. Ne-am așezat în mijlocul terasei, pentru că era ocupat peste tot. Și am întors câteva priviri. Tu erai super, super cunoscut atunci după Ai Umor. Și s-a format o coadă și au venit niște oameni să facă poze. Noi ne-am comandat ca niște săraci autentici ficăței. Și aveam ficăței printre dinți. Mi-au cam aminte și acum. Da. Și au venit oamenii să facă poze, copiii. Bine, a venit copiii cu niște părinți așa. Auzi, faci o poză cu fiimea. Ce a făcut tatăl? Ceea ce tu nu poți să refuzi. Am făcut poze cu ei de rușine. Și apoi ne-au tăguit și am văzut că aveam ficăței între dinți în pozele alea. Superb. Eu acum de-aia mi-am pus aparat să am ceva între dinți. Ca să ai mai mult. Eu am mereu între dinți. Să nu mai mănânci niciodată ficăței. Eu nu mai zâmbesc cu gura deschisă. De una. Care sunt trei lucruri care te deranjează
la rețelele de socializare sau pe rețelele de socializare? Riciu. Că merg prost acum. Riciu mă deranjează foarte tare și sper să vadă oamenii care se ocupă, deși nu există în România un centru Facebook, că nu există. Nu există. Dacă vrei să vorbești la domnul Facebook, n-ai. Nu, mi-au tăiat monetizarea cu o săptămână, eram cu cine vorbesc. Efectiv. Nu există. Am recuperat. Bravo, bravo. Deci intră banii. Așa, deci Riciu, primul, faptul că se promovează superficialitatea. Asta tot spun și eu de ceva timp. Da, ăsta e al doilea lucru. Și al treilea, care să fie, care să fie... Contentul că nu îmi scriu fetele. Nu, dar superficialitatea, Riciu și nu știu, nu dau seama. Că nu îmi scriu suficient de multe fete. Da, și da, suficient de multe fete. Ca și ele îți mai scriu. Faptul că se manipulează oamenii prin ele, adică au devenit un instrument de manipulare al oamenilor. Cine mă, rețele de socializare? Da, știu. Du-te de aici. Știu. E șocant, e șocant. Că dacă erau, pentru manipulare, erau rețele de manipulare. De manipulare. Dar sunt de socializare. Faptul că se socializează oameni prin ele. Te-ai bătut vreodată cu cineva? Cred că doar când eram mic. Mic înseamnă ce vârstă? Clasa 4-a. Stai așa, mi-a luat pufuleții un prieten, un coleg, dar un coleg dur. Un coleg rău de clasă. Era un coleg din ăsta, bătăuș. Și tu până la pufuleți. Și nu știu, la pufuleți am efectiv, mi-a apărut roșu în față. Că de regulă nu mă înfuriam așa. Dar mă înfuriam și am dat una efectiv într-o dată. I-am dat o scatoalcă. Și bine, doar am dat că colegii l-au oprit în ripostă. Adică, că altfel îl distrugeai. Nu, asta e. Că am avut mare noroc, am ieșit victorios pentru că ei l-au oprit, știi, arbitru. Și te-ai lăudat după aia? Runda, știi? Te-ai lăudat după aia? Că de regulă asta făceam. Nu. Dar după aia am mai luat. Dar ai luat nu ne-am dat. Care e ultima bătaie pe care ți-ai luat-o? Că eu știu că tu ai mai luat așa în viață. Am luat de la un polițist în vamă. Așa, cum? Cum s-a întâmplat, Ionuț? Spune-ne. Băi, a fost foarte amuzant. Ca să fiu ca la oglindă. Eram, Ionuț, cum s-a întâmplat? Era cu vreo 4 ani, cred. Așa. Uite, culmea, că eram, da, de ce, eram cu colega ta. Erai cu a mea colegă, în vamă? În vamă și eram în expirat, parcă. În club expirat, ceva e genul ăsta. Uh-huh. Și vine cineva din spate, mă întoarce și îmi dă un pumnoc. Direct? Direct. Random? Da. Mă întoarce și... Puf. Și după aia zice, să te mai iei de polițiști, bă, muiști tu, dracu, să te mai iei de polițiști, să zici nu știu ce. Eram, ce e dracu, m-am pins în bar. Așa? A, el oricum venise să mai dea. A, da? El dăduze, au venit colegi, tot așa. Eu sunt mereu salvat de arbitri. De colegi. Mereu am arbitri undeva care, gata, e dat destul. Așa. Că îți bagi joc de polițiști și nu știu ce. Și zic, eu, pune mea, cred că ascultase radio sau ceva de genul ăsta. Eu și mai aveam acolo, glume pe bază de... Dar nu eu le făceam. Uh-huh. Andrei le făcea. Eu îi apăram, că taie-mi polițist. Eu mereu îi apăram. Bă, sunt ok, polițiști, sunt ok. Mamă, și mai încredere în organele statului, da, acum? Da, era la școală, tipul. Era o întrunire a școlilor de poliție, ceva de genul ăsta. În vamă, cum se întâlnesc polițiștii în vamă, că știm cu toții că vama e renumită, da, pentru polițiști. Și au cerut scuze ei pentru el, că dacă eu îi făceam plângere atunci, nu mai era polițist. Hai de cap. Și ce acum poți? Ar fi făcut altceva, probabil avea bani. Făcea super business-uri cu cripto. Dar așa, na. Ai spus vreodată cuiva că îi miroase gura? Sau că miroase a transpirație, ceva de genul? Nu. Nu? Dar ai pățit? Da. Am știi oamenii și... care îți vorbesc de aici și simt nevoie? Da, e oribil. Dar e nasol când ai de o domniță sau de un domn, știi? Adică atunci e mai rău la femei. Când partenerul, da. Partener. Dar sunt și boli. Sunt și anume boli. Din păcate. Am și n-ai cum să zici. N-ai cum să... Dar cum eviți? Cum, că la un moment dat nici tu nu mai suporți. Cum poți să eviți? Te despărți. Era atât de simplu. Da. Care bine, este... cazul meu durează. Că eu nu știu să zic pe loc lucrurile. După ce, efectiv, nu mai suport ceva. Atunci. Care este cel mai mare defect al tău într-o relație? Pa, e greu că ești plin de calități. Faptul că am eșuat în celelalte... Cred că este cea mai mare defect, că am ajutat în toate și cred că fac aceeași greșeală. Nu sunt atent. Nu ești atent la nevoile partenerului? Uite, acum citesc o carte, cele 5 limbaje ale iubirii. Oh. Da, e chiar o carte pe care o fost iubită mi-a recomandat-o. Hai, lasă-mă. Da. Și ce zice în cartea? Care? Zice că noi comunicăm diferit în iubire, adică nu avem cu toții același limbaj. Și noi tindem să credem că partenerul nostru are același limbaj. Și părea că e aici.
Doamnelor și domnilor, Ionuț, în spatele tău, partener. Da. Și nu mă pricep să... Nu te pricep la comunicare în relație? La comunicare, la răbdare, la nu fac eforturi. De fapt, știi că eu m-am plâns, am venit la tine la cabine. Dar să nu te îngrop, eu am să te las pe tine să te îngrop. Am venit la cabine la George în continuu. Dar pe această cale îmi pare rău, fetelor. Eu n-am avut intenții rele, dar sunt... Da, asta sunt. Nu vreau să mă schimb pentru voi și nu vreau să mă adaptez. Ai fost vreodată păcălit de cineva în legătură cu bani? De exemplu, am dat-o cu bani random, așa, că eu nu te cunosc prea bine. Da, evident. Am fost păcălit prima oară cu banii. Am fost păcălit de un alt șofer care mi-a cerut 50 de lei pentru motorină. Wow. De regulă ai 50 de lei de firmă, știi? Normal. Era de la... ducea pui. Ceva, o firmă de pui. Cu tirul? Da, și eram într-o parcare cu el. Fazia că eu mai aveam 50 de lei toți banii. Și mi-a zis, era din Târgu Frumos, zice, colegul, dacă îmi dai și mie 50 de lei, eu îți pistați și când ajungem acolo, eu îți dau, că am același drum cu tine. Și am stat, am cumpănit, eu fiind inteligent, și, ia aibă ce se poate întâmpla, hai că am analizat tot, nu se poate întâmpla nimic tu fiind în alt tir și, și pe alt drum, putând să pleci oriunde vrei tu, ia-i. Și am dat după aia când am ajuns, chiar am mers după el o bucată de timp. Și la un dat a făcut cam Fast and Furious. La un moment dat, da. S-a dus, eu eram Paul Walker mort de foame și el era Vin Diesel. Nimic, niciun răspuns la telefon. M-a sunat pe taică-miu să-i spun isprava. Foarte mândru, taică. Da. Tată, fii atent aici. Am făcut o faptă bună și am dat 5 de lei unui om și nu mai am bani. Foarte frumos. Și după aia ai fost tot păcălit de foarte mulți oameni, că știu eu, dar nu intrăm în detalii. Eram ursul mai facem... și alții vulpea, da. Eu eram mereu ursul. Te-ai îmbătat vreodată atât de tare încât să suni pe cineva și să te faci de râs? M-am îmbătat încât să mă fac de râs live, nu să sun. Live. La părinți, la... la cunoscuți, m-am făcut de râs, beat. Ai. Dar noroc că nu în perioada în care eram așa, în lumina reflectoarelor, să zic. Când erai necunoscut. Când eram, da, la Gheorghen, făceam nebunile astea foarte des. Păi și de când te-ai... M-am potolit. Du-te tu! Du-te că am fost împreună la festival și te-am văzut. Norocul tău că nu te-a filmat nimeni ca pe buhnici. Care e cea mai stupidă pățanie a ta de pe tir? Când mi-a pornit tirul singur. Asta e cea mai stupidă. Cum? Eram cu un prieten, descărcam ceva în Ungaria și eu semnam actele și prietenul era în mașină și făcea tirul. E din Transformers tirul tău? Da, prinsese viață. Și zic lui, zic, păi nu, lasă farsă. Și el era... Păi nu fac nimic! Și era șocat, era într-un film de groază, în mașină, așa pe geam, sufla. Nu fac nimic! Și nu se mai descuia, nu știu ce. El făcea autocontact, de fapt, tirul. Efectiv, făcea autocontact, se întâmplă lucrul ăsta, m-am dus lângă el, nu știam cum să-l opresc, abia știam să-l pornesc de la cheie, dar îmi să mai fac chestii mecanice. Și a venit un sârb la mine, de 2 metri, cu 2 dinți în gură, și mi-a zis, explod, și îmi zicea chestii pe sârbă. Răznietă, că nu, și mă stai, și zic, cum, nu înțeleg, zic pe engleză. Cum explică sârbii, de regulă? Cum explică sârbii, da. Djokovic, Novak. Nu știu, Belgrad. Și nu înțelegeam. Și îmi zic French, Spanish, zi în orice altă limbă, maghiară. Orice. Da. Și după aia m-a luat de gât. După ce mi-a zis, explod, mă ia de gât. Ca să-mi repar tirul pe care habar, abia știam să-l conduc, dar aminte să-l repar. Era posibilitatea să explodeze tirul? Da, era posibilitatea. Și el mi-a dat o variantă după aia, mi-a zis, puf. Să împingi tirul? Păi, vrei să împing tirul de 16 tone? Ești prost? Nici tu nu poți, care ai 2 metri. I-a zis, ești prost că nu știa română, doar de asta. Da, i-a zis, ești prost? Ca să nu pare. Știi că dacă zici ești prost în altă limbă și el nu înțelege, pare... Dacă o zici blând. Da. Și după aia a venit un polonez și m-a salvat. Un polonez de 1,30 m. Cum vin polonezii și ne salvează? Păi, că am citit și noi istorie. Din Polonia vin. A venit și a scos bateria din funcțiune. Ai avut vreodată o celebritate pe care ai considerat-o foarte importantă pentru tine, dar ai fost dezamăgit când ai cunoscut-o? Păi nu pot să zic. Păi nu pot să zic asta. Cred că e aceeași celebritate pe care... O știu și nu eu știu. Și... Nu e aia. Nu ne zice nume. Zine de ce te-a dezamăgit. Povestea în sine. Dar nu, sunt mai multe celebrități care nu erau cum credeam eu. Dar ăsta e și farmecul. Dar ai avut un icon? Hai că sap eu un pic mai adânc. Ai avut un icon, un idol din copilărie pe care tu l-ai divinizat și la un moment dat l-ai descoperit și nu era ce trebuie? Nu. Nu,
nu m-am apropiat ca om de astfel de nicio celebritate, nu m-am apropiat uman. Și doar i-am cunoscut în împrejurări din astea profesionale. Bine, o să arunc eu pentru presă. Eu am avut trei idoli în copilărie. Radu Pietreanu și încă doi. Și doar Radu Pietreanu mi s-a părut ok ca om. Sau cu care am empatizat sau cu care m-am înțeles cel mai bine. Și am fost dezamăgit. Bine, după mi-am dat seama că oamenii ăștia trăiesc o viață mult mai grea decât trăiesc eu, mult mai intensă și automat nu erau ce mă așteptam, pentru că nu aveam așteptări. Într-o zi o să dau acele nume, dar trebuie să vă uitați mereu la această emisiune. Într-o zi o să fim și noi acele nume. Într-o zi vom fi noi acele nume și o să apară cineva. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Așa e, băieții, copiii cu ficăței o să spună că am fost aroganți când am vrut să facem poze. Ai avut vreodată vreun job pe care îl regreți? Ne, cred că la asigurări. Cred că la asigurări de viață. Care la asigurări? La asigurări de viață, da, la o bancă. În caz de nimerei vreun prost care a uitat tirul în priză sau ce puții tu cu el? Regret că le-am promis lor niște lucruri, că le-am zis că sunt capabil și mi-au făcut un... Eu lucram în Odorheiu Secuiesc la bancă, la 50 de km, mă trezeam la 4. Și le-am promis lor că dacă fac o filială la Gheorgheni, la mine în oraș, o conduc eu și o duc pe culmile succesului. Și-au făcut. Și-a durat o lună jumate. Dacă ai fi o personalitate din istorie, cine ți-ar plăcea să fii? Mamă! Oricine. Din toată istoria, nu? Din toată istoria. Cineva n-a murit așa greu. Bă, Napoleon a avut o viață interesantă. A avut, dar nu vreau pe insule din alea să mă duc să mă De exilez. Ce? Relaxare. E nasol, izolare, nu? E ca în pandemie, nu poți să stai acolo. Și pe Elba, și pe Sfânta Elena. Hai că de pe una a scăpat, dar... Ai fi, te iau altfel, ai fi femeie sau bărbat? Ai putea... Bărbat. Bine că femeile au dus o viață grea în istorie. Da, cele. Era dificil. În afară de Cleopatra și câteva? Nu văd cum mi-ar plăcea bărbații, sincer. Adică nu... Fiind bărbat, nu-ți imaginezi. Aș fi bărbat, dar nu știu exact ce, un războinic. Alexandru cel Mare. Alexandru, dar a murit la 33 de ani. Da, până acolo... A trăit intens. Dar vezi că lui Alexandru cel Mare îi plăceau bărbații. Nu, se speculează că ar fi avut... Se speculează că ar fi fost... Stai puțin, intru eu cu... Personalitatea mea în Alexandru cel Mare, nu... Păi intri în el, asta zic, despre asta vorbesc eu. Da, Alexandru, a avut așa o viață... Ascensiune super. Bruscă, adică ești genul care ar trăi viața intens și după aia... Și la 33, dar toți șmecherii mor la 33. Știu. El, Iisus, adică sunt... Pune asta lui Iisus, șmecherii. Da. Ai ieșit vreodată în oraș purtând haine luate din coșul de rufe? Mhm. Weekendul Chiar trecut. Acum? Weekendul trecut, da. Da? Aveam niște șosete pe care nu știu cum am dat gumă, spălate. Aveam gumă pe ele și mi-am scos șosete din direct, de la raionul fără nicio problemă. Nespălate. Bine, asta nu-i nicio... Dar eram în excursie, eram undeva plecat. Eu asta am trăit-o cu tine mult timp, adică, bă, nu găsi șosetele și le luam de pe jos, nici măcar din coșul de rufe, din locul în care, unde le lași să vegeteze acolo, să facă una cu parchetul. Eu fac asta des. Dacă într-o viață viitoare ar trebui să te reîncarnezi într-un animăluț, ce ți-ar plăcea să fii? Animăluț... Sau animal, sau animăloi. Pterodactil, dacă ar mai exista, dar nu mai există pterodactili. Dinozaurul ăla care zboară era pterodactilul? Da, n-avea niciun dușman. Ăla pare un pescăruș agresiv. Da, aș vrea să fiu un animal la zoo. Vrei să stai hrănit. Da, mi se pare atât de greu. Adică un leu, dar la zoo. Pentru că până găsește antilopa, scapă. Tu ai văzut câte scapă? Adică noi vedem doar alea pe care le prind. Da. Că de regulă ei filmează doar când le prind. Dar o scapă o grămadă. Deci oamenii, mă rog, animalele durează 7-8 zile până prin ceva ca lumea. Dar știi că masculii leii nu prea vânează rar. De regulă femelele vânează. Păi da, și dacă am niște femele, vai de capul lor care... Depinde și în ce turmă ești, că dacă ești cu niște femele mai lene și nu prea prinzi nimic. Și tu ai cunoscut o grămadă. Dar la zoo, băierii. E șefie. Dacă mâine ar trebui să te reprofilezi, ce meserie ai practica? Mi-ar plăcea foarte mult să fiu doctor. Dar să fiu ca în Dr. House. Asta tu zici ce aș putea să fac? Da, mâine nu mai există stand-up comedy, nu mai există sketch-uri, nu mai există reclame, nu mai există nimic. Uber. Nu, dacă zici ce aș putea. Dar n-ai fi un șofer bun de Uber, pentru că tu nu ești genul care să te bagi în oraș, să te miști rapid, tu ești... No. Păi nu, Uber în Cluj. Aș face Uber într-un oraș mai... Adică asta aș putea să fac, nu știu dacă aș putea altceva. Am niște studii, dar neterminate.
Hai e să bun, zicem Uber. Că undeva în, într-un birou din ăsta de fonduri europene, dar doar să verific niște date, nu mai mult. Ionuț, am și o provocare pentru tine, am un joculeț. Așa. Am aici în spate două pahare, nițică apă. Aoleu, și vreau să concurăm. Fii atent, ideea e în felul următor. Eu o să pun în paharul ăsta foarte multă apă. Ce marcă e apa aia? Ce marcă e apa aia? Dar nici nu contează, e de aici, de a noastră. Ok, cred contează, că, contează chiar atât de mult să fie super plin? Da. Iar aici voi pune cam jumătate. Noi acum va trebui să turnăm apa de aici aici. Și primul care dă pe lângă pierde. Deci apa de acolo trebuie să o turnăm în paharul plin? Da. Niciodată nu m-am prins la chestia asta. Adică la orice, mi se par ușoare după ce le aflu, dar nu mă prind la ele din E start. Un joculeț foarte interesant, va trebui să nu mișcăm asta, să nu vărsăm. Și o competiție așa de dibăcie, de... Dibăcie, doamne, ce cuvânt. Mi-a venit cuvântul dibac. De iscusință. Iscusință. Uite, eu o să torn primul. Bine. Am picurat. Ai pierdut? Da, teoretic. Ai pierdut din start. Teoretic am pierdut din start. Trebuia să nu... Hai! Așa și eu cum... Ia să te vedem dacă și tu dai pe lângă. Evident. A, și torn doar un pic, nu? Da. N-am dat. Ai, da, pe pahar, da, uite, pe se pahar, duce da. Până jos. Nu se duce. Uite, el ia stă. Băi, dar cât mai intră? That's what. Așa. Băi, dar cât mai intră? Ah, era să mai curg. A căzut picătura. Bine, hai să zicem că nu se pune. Primul care, deci cel care pierde e primul care, care dă apa care din pahar. Curge da. Din pahar. Că o să vezi, apa stă destul de mult aici. Cred. Bine, deja se clatină masa. Ai asta, o gaură în masă ceva prin care curge apa? Uite, sau e un proces fizic? Păi, e fizică, Ionuț. Noi am făcut multă fizică aici. Păi, fantastic. Opa, stai că începe. Că deja devine interesant. Ah, sper să nu pierd. Zici că e din ăla, cum îi zice, Jenga. Jenga lichid. E un fel. E un fel de... Jenga pe lichid. Îmi vine să o torn pe toată noastră, ca o farsă. Gata, acum... Hai că te ții bine, știu că tu ești competitiv așa la jocuri. Da, nu prea-mi place. Mamă, am pus. Ai pus cu am vârf pus. Și îndesat. Mamă, nu-și dau seama când curge pe lângă paharul. Nici eu nu-mi dau seama. Nu, dar o să-ți dai seama că o să... Asta e 40 de minute din emisiune, nu? Aaaa, am pierdut la jocul meu, nu pot să cred. Dragul meu Ionuț, mai am o provocare pentru tine. Încă un challenge. Da, doamne. Știi că sunt nebun și eu vin cu challenge-uri de-astea crazy. Tu ai prieteni buni așa în viața ta, ai prieteni apropiați, dragi, care te-ar ajuta oricând? Nu. Ok, mergem mai departe. Ce am pățit eu, fiind da. Prieten drag? Da, ce ai pățit tu. Vreau să știu dacă cineva te-ar împrumuta cu o sumă mai mare de bani, dacă ar fi dispus să te ajute pe loc. Adică nu, băi, îmi dai peste o săptămână, peste o lună când strângi tu. Dacă tu astăzi ai avea nevoie de o sumă de bani, crezi că ai avea un om în viața ta care ți-ar da? Dintre prieteni ăștia nebuni ai tăi. Da, dar nu mă cred că am nevoie. E problema. Ai vrea să facem o încercare, să sun pe cineva? Da. Și să-mi zici și pe cine sunt și să dai și pe difuzor. Pe Mane, bineînțeles, pe cine. Mane, celebru Mane voi cu stand-up-ul, comediantul da, și omul fără bani. Să răspundă... El răspunde, noi avem alinturi mereu când răspundem, okay. Să nu vă... Ok. Deci noi ne alintăm, dar nu e nimic... E o emisiune deschisă, eu care aici. Să inspire iubire trupească între da. Noi. Da, puteți să fiți liberi, să vă faceți hazul. Sunt foarte farse. Ca ce faci, bă? Bine, uite, păcate tu ce faci. Bine, și eu. Cum merge? Bine. Ai atins-o? A?
Bă, stai, bă, că... Bă... Bă, vreau să zic o chestie. Mi-a blocat ăștia contul cu ANAF-ul. Ce cont? Contul ăsta, personal. Zici că mi-l deblochează, dar trebuie să mă duc să fac niște acte acasă. Dar îmi trebuia... Da, că n-am plătit niște tâmpenii din astea. Și contabila, și contabila. Contul personal mi l-a blocat. Aha. Și trebuie să mă duc să vorbesc cu contabila. Dar îmi trebuie să plătesc rata la casă azi neapărat. Tu ai să-mi dai 2000 de lei? Bă, am cash. Păi cash. Adică am din firmă, dacă zic că din firmă, știi că... Dar nu știu cum să-i justific. Dar aș avea cash să-ți dau așa, la liber. Pe carduri n-am, am 1000 de lei. Mhm. Păi nu poți să-i pui pe card și să-mi trimiți, că n-aș veni să iau până acolo. Dar nu știu cum să fac să ajung să pun pe card. Adică azi trebuie să plătești acum sau se poate și mai târziu un pic? Se poate și mai târziu, dar... Da? Sau hai tu să-mi dai. Bă, nu, că mă duc și ții bun, adică mă duc aici, dar până la o la dar te poți duce, da, nu mă, uite, te poți duce tu să plătești rata? Să te duci, păi, tu la... Păi nu are rost dacă o plătești de pe net, că trebuie să stau super mult să o plătesc. Păi te duci tu la Transilvania și o plătești. Păi da, coie, dar stau la coadă în loc să plătești tu pe net. A, bine, frate, ok, o plătesc eu. Păi nu poți să o plătești pe net? Ba da, dar durează. Scuză-mă, traie, că te pun să-ți plătești asta la casă. Iartă-mă. Dar faze, bă, am și la mașină, nu știu când vine asta. Bă, dar dacă îți mai ceri pentru mașină, e ok? Banii în afară de firmă am vreo 5.000 de lei acum. Mhm, mhm. Dacă vrei, ți-i dau. Păi dă-mi pe tot și când mai faci, mai dai. Acum. Adică... Dar mai faci bani, nu? Săptămâna asta. Da, da, nu mai fac. Na, păi... Adică... Mi dai atunci. Bă, ce prieten! Bă, ce prieten! Tu du-te! Mare, te pup! Tănase, sunt Ionuție la mine la podcast, emisiune, show, cum vrei tu să-i spui. A fost o provocare, i-am dat eu o provocare să vedem dacă are un prieten adevărat și tu chiar ai fost un prieten adevărat. Bă, mai aveai un pic și te duceai și plăteai rata la casă lui ăsta... Tu, pentru că știi foarte bine că e leneș, adică l-ai și crezut la un timp, la un moment dat. Bă, da. Bă, da, acum chiar îmi pare rău că am zis niște sume așa, dar să știi că le-am inventat. Acum chiar nu i-aș fi dat, banii ăștia pe care i-am. Băi, Mane, acum ai spus, i-ai promis, noi să știi că nici nu-l plătim aici la emisiune și va trebui să-i dai 2000 de lei pentru casă și ăia 5000 de lei... pe care tu îi mai ai și, mă rog, o să mai faci tu rost de ce mai faci? Bine, îmi pare rău de prima parte. Bă, și mie, Mare. Dar cum o să încep tu? Ai atins-o? Ai atins-o? Și ai mai zis și ce faci, nu știu ce. A, ce faci, German, așa mi-ai zis. Eu nu ne-am avertizat că voi aveți niște alinturi. Noi am zis că e o lume liberă și la fel o emisiune liberă. Mane, îți mulțumim din suflet că ai răspuns la telefon. Da, o să încercăm să... Acum, nu vreau să... Lasă-mă. Da, e prea târziu să-și cer scuze. Tu chiar ești un prieten adevărat. Ionuț are întotdeauna un prieten pe care... Dar nu i-aș da, adică doar i-am zis. Acum nu mai, gata, lasă. Ai fost dispus să te duci până la bancă să-i plătești pentru el. Lasă, te-ai prostituat deja. Mane, îți mulțumim din suflet și te salutăm să ai o zi minunată. Bine. Te sun după, pa, scuze. Băi, ce prieten. Băi, ce prieten. Da, e... Îi aleg bine. Când îi aleg. Mai am o provocare pentru tine, pentru că mă știi că sunt nebun, Ionuț. Dar asta e scurtă. Asta e scurtă și e foarte rapidă. Un joculeț pe care noi l-am jucat foarte mult timp. Cred că de sute mii de ori. Fun Run. Nu. Altul. Ești aproape. Nu, nici măcar. Fac Mary Kill. Ah, bun, fac Mary Kill. Îmi place, da. Pe și am următoarele... Variante. Variante. Ana Maria Prodan. Bun. Oana Zăvoranu. Nice. Și Dana Budeanu. Sweet. Pe cine fac, pe cine meri, pe cine kill?
Fac Budeanu. Ce? Cu tu stai cu șosete în picioare și vară și iarnă. Cum da. Fac Budeanu? Că nu are sens. Nu știu. Poți să te judece. Știu, dar fac Budeanu. Meri Zăvoranu. Doamne. Nu pentru că îi place mine, nu de alta. Adică mă aprecia, a făcut niște clipuri. Și Chilana? Da, mi-e greu cu ea. E prea dură pentru mine. Stai un pic, stai că greșești. Ție-ți plac banii. Ana Maria Prodan are foarte mulți bani și arată și extraordinar. Și Oana are. Da, dar nu știu dacă are mai mult decât Ana Maria Prodan. Da, dar are mai mult decât mine. Nu vreau mai mult decât nu știu cine. Adică vreau mai mult decât mine. Okay. Și da, merg pe varianta asta. Deși cu riscul de a mă ucide Ana Maria. Îmi place de ea, e drăguță. E mișto. E foarte, e o femeie frumoasă. Toate sunt frumoase. Dar în iad. Ipotetic am zis, da. Da, am înțeles. Bine, atunci eu n-aș fi mers așa. Adică eu cred că m-aș fi căsătorit cu Ana Maria Prodan. Pentru că nu m-ar fi deranjat dacă mă înșelam, nu știu. Cred că pare deschisă la opțiuni. Da, ar fi mișto. Aș fac nu știu. Ai cine ai făcut? Cred că Oana Zăvoranu. Și ai ucide-o cu sângele. Cam crescut cu Oana Zăvoranu. Adică și plus că îmi place ceva din copilăria mea mă atrage așa Oana Zăvoranu. De când era în telenovele. Mie îmi plăcea rolul ăla, e de rea. Când țipa aia și venea așa. Și cred că aș ucide-o pe Dana Budeanu. Pentru că nu știu de ce aș mai ține-o viață. Glumesc. Nu am opțiune, așa e jocul. Bine, Ionuț, fii atent. Pentru ce sumă de bani ai face o cursă cu tirul de o lună în momentul de față? Ar trebui să pleci cu tirul o lună. Care ar fi suma de bani pentru care tu ai plecat și ai renunțat la tot? Nu, să mă lase să filmez. Aia ar fi suma. Nu, bani. Nu te lasă. Cât luam? Ai merge pe 1000, 2000 de euro? Da, vezi că e mai scump acum. Au crescut bine, salariile. Bine, nu o lună. Un an de zile trebuie să pleci cu tirul. Prin diferite țări. Un an de zile. Da. 100.000 de euro. Pe 100.000 de euro te duce? Da. Deci ar veni 10.000 de euro, nici 10.000 de euro, 8.000 de euro pe lună, undeva pe acolo. Da. Puțin, te vinzi. Fii atent, noi putem să-ți oferim această oportunitate, Ionuț. Pentru că noi avem buget mare aici, crede-mă. Așa. De-aia nu te-am plătit când ai venit, pentru că ți oferim oportunitatea asta. Dar, întotdeauna e un dar. Ai câștigat. Trebuie să îți alegi un coleg în această cursă. Tu trebuie să mai mergi cu cineva și trebuie să ne spui cu cine. Eu îți voi da câteva nume și tu vei alege. Fii atent. Mihai Bendeac sau Mircea Bravo? Băi, cred că aș merge cu Bravo, că Bendeac are schimbări de comportament și nu știu dacă ar suporta. Și crezi că ar trage de tir? Ar dormi odată, patul supraetajat odată jos, dar la modul în aceeași noapte, știi, ar oscila. Bravo e mai liniștit, e la casa lui acum, da. S-a și însurat și cred că ar fi un copilot ok, că e foarte calm. Bine. Mircea Bravo sau Ruxi? Mircea Bravo rămâne mereu variantă? Cel pe care îl alegi înainte rămâne o variantă. A, clar, Mircea Bravo. Mircea Bravo. Ce mă, Ruxi, prietena noastră, e o fată extraordinară. Dar e la fel ca Bendeac. Tot, efectiv, de la o secundă la alta, preferințele feminină. Se schimbă. Bine, fii atent că acum vine greu. Ia. Mircea Bravo sau Nicole Aniston? A, garantat Nicole Aniston. Nici. Actrița ta nevastă. Preferată de filme dăuchiate. Deci eu iei pe Nicole Aniston, renunț la Mircea Bravo și la tot calul. Îmi pare rău, Mircea, dar ce? Păi tată, și dacă, iartă-mă, oricine. Și renunț. Dacă Nicole Aniston, prin prisma meseriei ei, o să mai coboare din tirul tău și să mă ce și în alte tiruri? Liniștită. Dar dacă te îndrăgostești, că e și frumoasă. Păi tată, vine înapoi în tirul meu, că trebuie să plece cu mine. Corect, cumva că o plătești. Și șoferii sunt sănătoși. Prezervativ, all the way. Da, Nicole Aniston sau Dorian Popa? Nicole Aniston, nu mai pe orice zici de acum. Stai că mai am niște opțiuni. Nicole, dar rămâne Nicole. Nu vrei pe Dorian care să-ți umple ziua de energie? Nu, totuși, adică după ce am avut-o pe Nicole să... Wow, hai Dorian. Vreau să văd bustul gol al lui Nicole, nu al lui Dorian. Bine, hai. Tu ai spus-o. Nicole Aniston sau Jim Carrey? Da, hai că da, cât am mers cu Nicole Aniston până păi acum? Nu, tu acum îți alegi. Eu n-am mers deloc cu ea? N-ai mers deloc cu nimeni. Noi vrem să te trimitem acum și tu trebuie să ne spui repede ca să-i sunăm pe oameni, să nu își facă program. Băi, Jim, iar ești unul dintre idolii mei. Frate, întotdeauna noi am dat munca și utilitatea pe femeie. Întotdeauna am făcut asta. Știi când aveai un plan sau ceva, un proiect și te suna tipa aia de care îți place mult. Auzi, vii diseară cu... Bă, îmi pare rău.
Da. Doamne, ce... Jim, îmi pare rău, Nicol. Ce prostituată emoțională ești. Nu sunt prostituată, dar mă duc cu femeia aia, adică măcar am și un, o încântare, cu el doar vorbesc. Păi tata, da, bine Jim Carrey la cât e și el. Dar și Nicol poate îl știe pe Jim Carrey și mai zice chestia, adică îmi zice din America. Bine, tot felul de insight-uri. Nicola Aniston sau Gianina Ilieș? Ei, aici deja se complică treaba. Te-am dat-o și pe nișa acum, știi? Am intrat aici pe speranță. Se complică treaba foarte tare. Băi, Gianina, ce mă fac eu cu tine? Îmi pare foarte rău. Da, dacă ar fi pe România, te-aș păstra pe tine, dar Nicola Aniston. Ținând cont de faptul că e doar o cursă de tir. Un an dacă de zile. Dacă ar fi pe viață, așa e pe Gianina. Dar stai, mă, un an de zile, tu gândește, noapte de noapte cu Nicola Aniston, te plictisești și oricâte skill-uri ar avea. Da, și câte lucruri învăț. Deci vin de acolo, băi, artist și la șoferie și la altceva. Ok. Așa de la ea învăț solar, dar nu prea... Sau nu, acum are un solar, nu? Da, da, are. Și să prezint știri, dar nu vreau să prezint știri. Vreau să... Bine. Nicola Aniston sau Jennifer Aniston? No, Nicola Aniston. Băi, e soția ideală. Niciodată nu mi-a plăcut Jennifer. Adică nu mi-a plăcut în ideea de nevastă. E foarte bună ca actriță, foarte amuzantă, dar nu mi-a trezit nimic. Ok, nu pot. Dacă o puneai pe Jennifer Lawrence, în schimb... Vedem acum. Nicola Aniston sau Georgiana Lobons? Nicola Aniston. Da, bă, da, Georgiana Lobons, melodii, are melodii care, cu care să te țină. De tir, da. Are și melodii de tir, are și melodii de petrecere, are de toate. Da, rămân la Nicola Aniston. Dar pare că se supără sau ceva, adică aveți cu ei vreun parteneriat? N-avem. Îți dai seama că dacă ar fi să sunăm acum pe Georgiana Lobons, să-i dăm 100.000 de euro să meargă pe tir sau Nicola Aniston, întotdeauna Nicola Aniston vine mai repede, da? Evident că Nicola are nevoie de bani. Bine, Nicola Aniston sau Marius Nicolae, Nicolae. Da, mă, da, nu-i unul dintre fotbaliștii tăi preferați? Păi da, da. Băi, deci numai gândul la sex ăsta, n-am văzut așa ceva. Frate, ce vorbesc cu bine, la fel e și la Nicola Aniston, ce vorbesc cu Nicola Aniston, dar măcar mai e un beneficiu. Doamne, ești... Și mi se pare că Nicola Aniston nu face niciodată același lucru, mereu inovează, e spontană. Dar știi că pe lună se întâmplă și la Nicola Aniston niște transformări. Și trebuie să o săptămână, poate, sau câteva zile. Aia e, săptămâna aia o luăm pauză într-o parcare din asta și stăm în cameră de fiecare. Nicola Aniston sau Ina? Mie că e cu deliric, nu e frumos. Oh, da, gata, Nicola și Aniston. Răspunsul nu mai. Nicola Aniston. Nicola Aniston sau Andreea Bălan? M-am gândit că aveți lucruri în comun și aveți lucruri de împărtășit, de povestit și am zis că... Da, am avea ce depăna, dar iartă-mă, Andreea, Nicola Aniston. Nicola Aniston sau Charlie Sheen? Băi, care poate să-ți facă rost de alte Nicola Aniston. Da, dar el pare că a și luat lucruri de la Nicola Aniston și de la altele. Păi și o să-mi zică cum să te tratezi. O să-mi zică, da, dar el are și banii să se trateze. Nicola Aniston, da. Păi Charlie e oricum. Ok. Nicola Aniston sau Mădălina Ghenea? Mi se pare că e greu cu Mădălina. Nicola Aniston. E mai deschisă Nicola Aniston, știi? Pe Mădălina trebuie să o cucerești. Pe Nicola Aniston merge direct. Adică e... E călită Nicola Aniston. Mădălina Ghenea e trecută prin multe. E mai contesă, mai așa, da. Contesă, ok. Nicol a intrat. Ai bătut la ușă? Direct. Sau nici mai baza în ușă. Cabină, da. Știe exact drumul spre... Na, păi e așa făcut o carieră, în cabină. Prin cabină, da. Nicola Aniston sau Anisia? Îmi pare și rău acum că am pus această opțiune. Mamă, Anisia. E greu, nu? Băi, ar fi foarte fan cu Anisia. Chiar ar fi ceva deosebit. Vezi? Câte ar fi niște aventuri. Da. Dar Anisia știi că... Na. Știi că ești inclinația mea spre... Altele mă face să aleg pe Nicola Aniston. Nicola Aniston sau Andrei Ciobanu? Andrei, îmi pare rău, dar tot. O să cu el am fost 6 ani într-o cursă continuă. Adică trebuie să o iau pe Nicol să văd cum. Ești fiert, ai rămas blocat acolo. Trebuie să mergi la terapie după acest. Nu știu ce poți să-mi dai ca să o modifice pe Nicol. Doar la Gianina am avut niște. Uite, Nicola Aniston sau ultima, Delia? Nicola Aniston. Bă, da, nu poate să te scoată omul de acolo. Deci ești consecvent cum n-am văzut. Trebuia să-ți aducă altă actriță porno.
Există cineva pe lumea asta cu care mai sunt, să știi că au mai apărut în timp niște talente. Da, dar n-am mai apucat noi să vorbim despre ele. N-am mai apucat, da, dar au mai apărut talente. Nu, nici eu n-am mai stat atât de mult cum o făceam înainte, că înainte chiar făceam prospecție pe piața asta. Acum n-ai mai avut timp. Timpul nu mi-a permis, da. Ai rămas și fără job și ești în căutare de job în loc de actrițe porno. Exact. Dragul meu Ionuț, eu îți mulțumesc din suflet că ai venit la noi la emisiune. Să știi că eu m-am distrat teribil. Și eu, mersi de invitație. Și da, a fost parcă altceva, parcă a fost o altfel de discuție dintre noi. Da, o discuție așa. Te mai așteptăm. Dragii noștri, atât a fost pentru astăzi. V-am zis că e un episod care vă poate afecta emoțional, după cum ați văzut și în acest joculeț. Omul a rămas chitit pe aceeași actriță porno, mă rog, fiecare cu problemele lui psihice. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să ne lăsați un comentariu cu cine v-ați dori pe cine v-ați dori să vedeți aici în emisiune. Poate facem o minune și o aducem pe Nicole Aniston la podcast să vedem dacă ea l-ar alege pe Ionuț să plece, nu știu, la Hollywood. Dacă nu, vedem noi cum ne descurcăm. Să aveți o viață minunată!